Senegal n-a putut să facă așa, l-a luat Lazio campionatul. Bineînțeles că nu l-a mai luat de atunci, cine știe când va mai lua Lazio campionatul. Un fel de Rapid, din 32 în 32. Liga... Nu te potolești, te listule. Nu se aude bine, se întrerupe. Da, poți contrazice o evidență? Rapidul ia ca Lazio campionatul. Adică mai anul viitor e anul lor? Păi ce, Lazio ia anul viitor? Nu știu, întreb, că sunt 24 de ani, nu știu exact ce păi ai spus și ce tu. FCSB mai ia și anul viitor? Anul viitor sunt 25, da. 25, noi am zis 30. Se face sfert de centenar anul viitor, da, ai dreptate. Da. Opriți timpul, am vrut să am renunțat la titlu pentru că am răutăcea. Las că te văd eu duminică. Vezi că e primul titlu oficial din istorie, nu vă mai umflați în pene atâta. Stai puțin că am văzut la Spotlight la Alin Grigore că domnul Bichir spune că e al 27-lea titlu. Da, da, da. Păi nu am văzut aici declarație. Ce palmares aveți voi cu domnul Gigi Becali? Are palmares, cred că mai bogat decât la Rapidului. Câte titluri are Gigi? Da? Istorie, 100 de ani. Echipa asta e înființată acum 3 zile. Robert, uite, între noi doi. Acum, presupun că nu ne vede hai nimeni. Hai că vă lăsăm, nu mai zic nimic. Robert, între noi doi fie vorba. Ai jucat și la noi. Întrebarea următoare. Tu chiar crezi că această echipă nu e continuatoarea de drept a secției de fotbal CSA și nu ar trebui să aibă 27 de titluri? Chiar crezi asta? Nu. Asta este. Așa spune și domnul Bichir. Și marți o să vină și cu probe Alin Grigore, care atestă faptul că domnul Bichir chiar a spus asta. Și mai e un lucru foarte important pe care nu l-a zis lumea. Avocatul Virgil Boglea a fost de partea CSA și i-a întrebat la un moment dat pe oamenii din club, pe comandantul clubului de atunci. Domnule comandant, dacă tot susținem că noi suntem continuatoarea, de ce nu cerem la Federație repunerea în drepturi a secției de fotbal? Să fim în Liga 1 și a ciobanului Becali, în, cum s-au exprimat ei, în Liga 4, a 5-a. Nu putem face asta, nu ne ajută actele. Bine, astea sunt așa informații pe surse. Actele nu, deocamdată... Sunt spuse lui Boglea, din ce spune Gabi, nu? Da. Și acte, există statutul, în statut, articolul... Acte, neacte, realitatea spune altceva în acest moment. Justiția a spus altceva până acum, Gabi. Justiția care se ceartă cu un om, omul spunea că e viu și justiția spunea se certa cu el. Omul hai justiția. Să facem... Gabi, nu vă mai las pe voi doi, că ajungeți la alte discuții da, gata, și... Gata. Spaniol a mutat 6 meci. Aia am vrut să zic, Gabi, lasă în pace pe Rapid, că duminică iar ne auzim aici la Fanatic Superliga, iar îți dă Rapidul 3, iar te ia Robert în bășcălie. Măi, cu zâmbetul pe buze, nu-i problemă. Da, dar păi așa a spus și când a zâmbit cu 5 dinți și când a zâmbit cu 4. Da, nu da, mai vă... Aveți fațete după meciuri, ce naiba? Pătrățele, se spune acum. Pătrățele au ăia la Hunedoara. Au devenit pătrățele, nu mai fațete. Vă urez să aveți un weekend minunat și să ne bucurăm de fotbal. Cu goluri multe. Cu goluri multe. Nu contează cine, că tot noi luăm campionat. Ai mai zis o dată așa a fost manita. Problema mea este că... Te pup, weekend plăcut să ai. Salut, și să știi Gabi. Cât te-am urmărit, am văzut câteva intervenții senzaționale. Cea cu interpretul de la Paraziții, te felicit. Ești tare. Super. Te pup, o zi bună să ai. Îmi place. Bucură-te de fotbal. Ați încheiat într-o notă optimistă și de mare amici. Ți-a dat sunteți o caldă. Amândoi. Ți-a dat o caldă, așa nu că... E realist. Problema mea este, Gabi, mulțumim mult de tot. Ne auzim și ne vedem duminică după FCSB cu Rapid.